Salut, băieți, fete, bine v-am găsit la nouă reacție. Deci vreau să vă spun că dacă auziți un câine, cum se nu spunea, Devil Shake sau ceva. Deci da, dacă auziți un câine, îmi pare foarte rău, dar n-am chef să-i fac, că e la vechi, nu, oricum. Nu știu chiar asta, că nu știu, nu știu chiar mă câine, dar noaptea ca nebunii, la trasă dintr-o dată, fără motiv. E liniște totală și îi auzi pe ăștia să le trec ca nebunii dintr-o dată. Și apoi vine altul și toți din cartier, toți așa, se iau acolo, le atrag acolo ca nebun. Mă rog, hai, înapoi aici, deja. Episodul nou, așa, let's go. Din episodul anterior. Chiar credeți că vă ajut după ce m-ați legat? Da, dacă vrei să afli cine a fost bunicul tău. Bine, dar după ce termin vreau să știu tot. Uite, am la microfon. Nici bine n-am chipul de azi. Nu mai pot dares. Asta de la laboratorii de informatică de la liceu. Super, și ce vrei să faci cu el? Vreau să-l pun learning, îți dam, doar că nu știu cum. Ce faceți aici? Pe mine m-a chemat Ambar. Pe mine m-a chemat Runa. Pe mine tot Runa. Ce ciudat! Îmi pare foarte rău, Lena, față de tine am greșit cel mai mult. Trebuie să-i spun și eu Selenei. Ce să-mi spui? Nu te cert. Vreau să spun că medalionul are puteri magice și pot să-ți citesc gândurile, pentru că și eu am fost sirena. Ce tare! Trebuie să le spun pe... A fost sirena. Vai! A trebuit să fac un video unde spun toate greșelile și cum aș face eu în locul ei sau cum aș înlocui așa scenariu. E foarte bun, dar trebuie să schimba câteva scenarii. Zici seama asta că da. Este ceva mai important să spun. Ce mai contează? Mă interesau doar medalioanele. O să facem noi. Ce nu ai fost în stare. Kira? Și tu ești? Ricky, m-a trimis Sorbinul să-mi spui despre sirene. Stai, ăla este Ricky? Da, el este. Cine-i tipa aia? Arată-mi tatuajul. Ce tatuaj? Membrii ordinului au semnul ordinului tatuat pe mână. Ba da, Kira, ele sunt Selena, Milen și sora mea Elena. Bună, eu trebuie să plec. Ce ciudată! Îmi pare rău, n-am vrut să-mi dai informațiile. Ne-am aflat noi. Una dintre sirene este cineva foarte apropiat. Încă puțin te vine nostalgie. Melodia asta o să lovească destul de rău peste câțiva ani. Era nostalgie, dar acum nu este prea chestie. Sirenele, episodul 9. Răpirea sirenelor. Da. Le-am aflat noi. Una dintre sirene este cineva foarte apropiat ție. O fată pe nume Selena. Selena? Este sirena? Da, și tu trebuie să o prinzi. Nu pot să-i fac rău. Nu este nevoie. Avem nevoie doar de medalioane pentru a le distruge. Diseară, a doua la locul. Cum adică, mă? Ordinul ăsta. Parcă era pe sirene, adică... Gata, s-a schimbat. Numai gata cu sirena, acum suntem cu medalioanele, gata. Noi doar cu ele avem treabă. Ăștia sunt... De acolo, adică ăștia nu vor să fac acolo, eu știu ce, pe acolo, pe piața neagră se vândă carne de sirene, chestii astea, sau mai știu ce, ăștia vor direct să distrugă venalioarele, că sunt prea puternice pentru lumea asta, sau eu știu ce. Nu erau, bă, de zi prea funny. Acum gata, s-a schimbat obiectivul lor. Și îmi place plot armorul ăsta. Nostru, ne ocupăm noi. Și cu Selena, ce să se întâmple? După ce luăm medalionul, o eliberăm. Fetelor, voi ce părere aveți
despre Ricky. Și fără supărare, Elena, dar trebuie să recunosc că îmi place de el. Nu! Este regula prietenilor. Nu ai voie să te îndrăgostești de fratele uneia dintre noi. Eu cred că este puțin exagerată regula asta. Exact, adică dacă mie îmi place de el, cum poți să-i spui inimii să nu mai bată atât de tare de fiecare dată când îl văd? Hei, oprește! Nu vreau să aud asta. E ciudat. Poate pentru tine. Fetelor, am primit un mesaj foarte ciudat de la o colegă. Și că există un canal de YouTube despre noi. Cum adică? Adică Runa și Ambar fac pe detectivi. Și... ha! Am aflat cine ți-a pus microfonul în ghiozdan. Nu pot să cred că au ajuns să facă una ca asta. Aiurea rău, oare au auzit ceva legat de faptul că suntem sirene? Sper că nu. Știți ceva? Hai să ne punem totuși medalioanele. Ar fi ceva să ajungă asta internațional. Sau să ajungă acolo și se spună că e glumă bună ceva. Să nu tragă nimeni. Nu creadă nimeni să-i dea. Ar fi ceva. Buzunar. Eu l-am deja. De acord. Tu auzi ceva? Că eu nu. Da, dar e foarte încet. Vorbesc despre ceva medalioane. Sau? Stai, parcă au și eu ceva. Care o fi faza cu medalioane? Nu știu, dar trebuie să aflăm. Hai să le urmărim. De acord. Și să postăm totul și pe vlog. Bine. Aud, pe astea este așa, că vorbeau ele în episodul anterior și ne arată acum sau au alt microfon. Au mai băgat un microfon așa de rezervă, că nu înțeleg, sau che. Nu înțeleg. Am confuzion. Ce gândește Ricky despre mine? Stai, pot să aflu cumva. Păi, noi ar putea chiti gândurile. Sau merge doar la alte sinele. Sau doar la fete. Hei, Ricky, ce faci? Bună, Selena. Chiar vreau să vorbim. Da? Adică despre ce? Vreau să spun ceva important, dar ar fi bine să ne vedem. Sigur. La ce oră? Diseară. Îți trimit eu locația. Bine, de-abia aștept. Și eu. Ne vedem de seara. Ceau. Ce drăguț! M-a invitat la o întâlnire. Dar nu am reușit să-i citesc gândurile. Hai că merge așa, eu cred că trebuie să faci contact direct în fizic, nu să vorbești la telefon. Nu contează. Merg la întâlnire. Bravo! Would more effective writing give you an edge at work? Grammarly can make your job one click simpler. Bună, Milen. Nu știu cine sunt, dar eu știu că tu ești sirenă. Ești în pericol. Ordinul știe despre tine și vor să te prindă. Ai încredere în mine. Trebuie să ne întâlnim. Selena și Elena sunt deja cu mine în siguranță. Ne vedem pe strada Rovionului. Cu ce să mă îmbrac? Oare merge asta? Iar începem! Sau asta? Oh, e foarte greu. De ce? Aia, mai zgor acum. Cine sunt? Nu știu, dar recunosc mascaia de undeva. Cred că știu. Se intitulează Ordinul. Și ce vor de la tine? O poveste lungă. Mersi că m-ai ajutat. Prietenile are voie să se cunosc. Acum hai să plecăm de aici. Of course! Hei, ți-ai comandat deja noua colecție back? Deci da! Doi, ce păcat că nu sunt mai mulți oameni! Ăștia se mă că nu sunt ordini! Cu doi oameni se mă că n-ai cum să ai ordini!
Ce ordin cu doi oameni? Ce, unde e supremația? Unde sunt trei celelalte? În ordine am zis să aibă maxim trei oameni. Părerea mea, maxim trei. Dar cred mai mult, dar n-ai cum cu doi oameni. De fapt, n-ai cum. Deci, sunt nimic doar cu doi oameni. Dacă aveau mai mulți oameni, și fost bine. Ajutor! Ajutor să mă ajute cineva! Ajutor! Runa? Tocmai în parc. Uite, bine stau. M-am gândit să mă leg singură de copac, mă plictiseam. Stai să te ajut eu, okay? Mai repede! Stai să facem și un videoclip pentru canalul nostru de YouTube. Ai nebunit? Salutare tuturor, noi suntem Rumbar. Bine, doar Ambar, pentru că Runa este legată de copac. Hai mai repede să mergem de aici. Ruata! Au luat-o pe Lena. Cine? Niște oameni cu măști. Cred că se numea Ordinul sau ceva de genul. Hai că te ajutăm. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați! Prea troll! Dacă nici acum n-a... S-a reținuta perfectă! Dai! De cât timp am... Cât timp a trecut? Vreau și eu să știu... Serena, de cât timp... Că ești tu o haină, haină, că ești în braț, și de când? Bă, de ce sunt fetele în genul ăsta? Știți acel moment când nu aveți idee cu ce să vă îmbrăcați? Vrei să fie ținuta perfectă, dar parcă nimic nu se potrivește. Dar, până la urmă, persoana care se întâlnește cu tine, sigur te va plăcea așa cum ești tu. Deci nu are atâta importanță. Pentru că mai important este caracterul și cum te porți, decât ce este la suprafață. Pede că mai cauți! De ce mai caut dacă zic că... Trebuie medalionul tău. Înțelegerea a fost că dacă vă dau celelalte medalioane, o să mi-i lăsați pe al meu. Ahaha, naivo. Avem nevoie de toate 5 ca să le distrugem. Nu-l vezi, lua! Tinți! Lăsați-mă! Tinți? A zis tinți? Parcă era 4, sirene. Oare fac ce trebuie? Asta și-ar fi dorit bunicul de la mine? Adică și el a fost vânător de sirene. Probabil că da. Îmi pare rău, Serena, că trebuie să-ți fac asta. Sunt curios animat cum ar arăta așa animat frumos chestiile astea. Mă, de ce să sărutau, nu puteam să-i... Ar fi... Eu, Andra, de ce? Nu puteai nici să pui acolo să se sărută. Și apoi, era repetă. Apasă pe like și pe clopoțel ca să fii primul care vede următoarea... Ați auzit? Like și clopotul activat la mine, nu așa... La Andra, lăsați-o care e destul de... La mine să apăsați! ...următorul episod din serialul Sirenele. Cum crezi că se va numi următorul episod? Dă-mi un mesaj pe Instagram și cel care răspunde corect primește follow de la mine. Intră la famării și nu te teme, ai să vezi de.
Parcă la primele episoade arăta că se întâmplă în următoarele episoade. Deci da, a fost cam mintorul ăla și a fost cele pe acolo frumos chestii din astea, dar da. Plunte greșeală, trebuie să o fac un videoclip, chiar acum, după ce am acest videoclip de filmat, o să fac un timer ceva, unde până acolo, cum aș face, dar pentru asta trebuie să mă uit la episoade, la tot serialul. Ah, shit, here we go again. Deci da, revedere. I remember, like and subscribe. Or else. Smash that button now. I may need a medic. Tell me who better, I make you regret it. It's in my genetics, your shit is pathetic. What am I supposed to do but be great? Never let a thing stand in my way. Never let a devil ruin my faith. And it ain't no such thing as I can't. You looking at a rare breed.